Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Elena Cuisine. Astăzi voi pregăti cafea Dalgona. Ingredientele pentru cafeaua Dalgona sunt lapte, 4 linguri de zahăr, 4 linguri de apă caldă și 4 linguri de cafea Nestlé. Prima dată punem zahărul. Aici am 4 linguri de zahăr, 4 linguri de cafea Nestlé. 4 linguri de apă caldă. Voi folosi mixerul și voi mixa până când va deveni o cremă. Și crema este gata. Cam așa trebuie să arate. Aceasta este textura. Mai întâi vă voi arăta o variantă cu apă caldă, opțional. Puteți să adăugați o lingură de zahăr, apă caldă . O altă variantă, o lingură de zahăr, opțional, lapte cald, această cantitate de ingrediente este pentru două cafele. Dacă vreți mai multe, dublați. Depinde câtă cafea doriți să faceți. Cea de-a treia voi folosi la fel o lingură de zahăr. Zahărul este opțional, repet din nou. Gheață, cuburi de gheață. Lapte rece și crema. Și ultima variantă, voi folosi un sos de ciocolată. Cuburile de gheață. Laptele rece și crema de cafea. Dragii mei, am terminat și această rețetă, cafeaua Dalgona. Am făcut 4 tipuri diferite de cafea Dalgona. Sper să vă placă, sper să încercați și voi. Iar dacă vă plac rețetele noastre, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. Vă doresc o zi bună!